CCV la Chișinău a scris că Alianța Pro-Europeană de la noi riscă să se destrame, întrucât PDM ar juca din nou la două capete vis-a-vis de moțiunea de cenzură împotriva executivului Streleț. În articol se mai menționează despre faptul că premierul Valeriu Streleț consideră acuzațiile contra sa absolut neîntemeiate. În același timp, liderii protestatarilor pro-europeni din centrul Chișinăului consideră că actuala guvernare și-a pierdut credibilitatea și încrederea poporului, mai titrează aceeași publicație. Dacă domnul Streleț va continua așa să pună interesele partidului său sau interesele grupului parlamentar al PLDM în fața intereselor statului, atunci mi-e frică că atât colegii mei din PDM, dar inclusiv eu vom fi nevoiți să votăm moțiunea de cenzură. Declarația a fost făcută de speakerul Adrian Candu la o emisiune TV. Acesta a mai spus că i-a simțit în ultimul timp mai mult plecați din coaliție pe cei din PLDM, care sunt parcă deja aflați cu un picior în afara AIE3. Moțiunea de cenzură împotriva executivului condus de premierul Valeriu Streleț ar urma să fie examinată la ședința în plen de pe 29 octombrie. În același timp, premierul Valeriu Streleț a declarat și el la un post TV privat că dacă se vor inventa motive prin care să se probeze că el pune mai presus interesele de partid, atunci să se facă, dar nu crede că este un temei faptul că el îl consideră pe Vlad Filat nevinovat. Totodată întrebat despre o eventuală schimbare la șefia PLDM, Streleț a spus că ideea ca Maia Sandu, de exemplu, să devină liderul liberal democraților este una foarte bună și că dacă ar candida, atunci ar acumula o susținere quasi unanimă. Maia Sandu nu a comentat deocamdată aceste declarații. Deputații PSRM, consilierii municipali socialiști, dar și susținătorii formațiunii au protestat în fața sediului ANRE. Acțiunea a fost determinată de finalizarea moratoriului ANRE privind majorarea prețurilor la energie electrică și gazele naturale. Liderul PSRM Igor Dodon a declarat în urma întrevederii cu administrația ANRE că va fi convocată ședința Consiliului Administrativ al Agenției și se pare că de luni deciziile de majorare a tarifelor ar putea fi anulate. Acest lucru s-a lăsat înțeles în urma întâlnirii cu reprezentanții ANRE, care sunt destul de îngrijorați și speriați de furia cetățenilor, a mai spus Dodon. Republica Belarus este dispusă să majoreze livrările de produse petroliere în Moldova. Potrivit site-ului belta.by, declarații în acest sens au fost făcute de reprezentanții ambasadei Belarusului în țara noastră. Pe parcursul acestui an, exportul de produse petroliere din Belarus în Moldova s-a redus cu aproximativ o treime din cauza unor motive obiective. Totodată, în prezent, se mai negociază faptul că produsele petroliere belaruse să fie comercializate în țara noastră sub un brand special. Străinii ce călătoresc cu transportul auto din Ucraina-Moldova prin punctele de trecere a frontierei amplasate pe segmentul transnistrean pentru continuarea călătoriei în Rusia, de pe aeroportul internațional Chișinău, se vor supune unor noi reguli. Astfel, ei sunt obligați în termen de 72 de ore din momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova să declare despre faptul intrării la orice punct de trecere a graniței, prezentând polițistului de frontieră actele de călătorie care îi permit intrarea în țara noastră. Nedeclararea de către străinii a faptului intrării pe teritoriul Moldovei pentru a fi luați în evidență se sancționează cu o amendă de la 10 la 20 de unități convenționale. Noile reguli survin după ce Ucraina și Rusia și-au suspendat legăturile aeriene directe. Sfânta Cuvioasa Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei, este sărbătorită astăzi de creștinii ortodoxi. Potrivit tradițiilor, în această zi, gospodinele nu au voie să spele rufele pentru a nu atrage nenorociri. Totodată se ține post și se dă de pomană pentru sufletele celor morți. Sfânta Parascheva îi ferește pe oameni de boli, de grindină, de trăsnet și iapră pe copii de ochi. Președintele afgan Ashraf Ghani a cerut ajutor militar Rusiei pe fondul întăririi forțelor ce vor să dea jos actualul regim de la Kabul. Solicitarea vine după ce forțele NATO și-au retras majoritatea trupelor din Afganistan anul trecut. Ambasadorul rus la Kabul, Alexandr Mantitsky, a declarat că asistența va fi oferită, dar asta nu înseamnă că vreun soldat al Federației Ruse va ajunge pe pământul afgan. Deci ar trebui să purtăm noi povara unei probleme care nu a fost rezolvată de americani și de statele NATO, a mai adăugat ambasadorul. Guvernul spaniol a stabilit oficial data de 20 decembrie pentru alegerile parlamentare. Premierul Mariano Rajoy de la Partidul Popular a declarat într-un comunicat că Spania a experimentat una dintre cele mai intense perioade legislative de la revenirea țării la democrație în urmă cu 4 decenii. Potrivit sondajelor recente, Partidul lui Rajoy ar obține aproximativ 25% din voturi în rândul alegătorilor, aproximativ la fel ca Partidul Socialist.
Mai fiuții din Japonia, cunoscuți ca Yakuza, nu vor petrece în acest an de Halloween, după ce în 2014 două bande s-au sfâșiat în pline strade în costume de zombi și monștri. În mod tradițional, pe 31 octombrie, organizația mafiotă găzduia o petrecere în orașul Kobe și împărțea daruri copiilor. Cea mai mare bandă japoneză s-a scindat în două grupuri rivale anul trecut.